Deși primim asigurări că vom avea parte de ieftiniri, iar inflația va fi de o singură cifră până la finele anului, pare totuși că ne confruntăm cu o serie de creșteri de prețuri la produsele alimentare. De la începutul anului, o parte dintre alimente s-au scumpit cu 30%, cum ar fi ceapa, ouăle sau laptele. Ce este de făcut în această situație? Experții vorbesc despre strategii care să ajute agricultorii să își depoziteze producția și să fie încurajată procesarea. România nu poate păstra fructe și legume pentru iarnă în lipsa depozitelor, astfel că este nevoită să importe în extra sezon, ceea ce se răsfrânge în prețuri mai mari, chiar uriașe. Dacă un kilogram de ceapă se vindea la începutul anului cu 2-3 lei, în prezent în piețe și în marile supermarketuri, ceapa poate ajunge și la 10 lei. Suntem producători de ceapă, dar noi nu suntem producători de ceapă care să reziste până în ianuarie. Adică asta ar trebui să facem, să stocăm, să învățăm să stocăm, să depozităm inteligent produsele pe care, din păcate, noi le realizăm în 2-3 luni de vară. Și da, cred că domnul Daia mizează în momentul de față pe un atu, și anume că o să apară ceapa verde foarte curând, care va prăbuși într-un fel sau altul prețul la ceapa veche, dar în continuare, cu siguranță, prețurile în agricultură nu arată foarte bine, importurile nu arată foarte bine. Scumpiri mult peste media europeană sunt și la litrul de lapte, care se vinde la raft chiar și cu 9 lei, în timp ce în Franța nu depășește 7 lei, la fel și în Belgia, iar în Polonia nu costă mai mult de 4-5 lei pe litru. Deși în mediul rural sunt producători de lapte, se pare că aceștia nu au fost luați în considerare, iar noi importăm acest aliment. În ultimul timp este în scădere producția de lapte la nivelul României prin scăderea efectivelor. De altfel, una dintre cele mai mari probleme ale agriculturii și producției agroalimentare românești este producția agrozootehnică. Deci produsele alimentare de origine zootehnică, zootehnia care trebuie să fie cam 50-60% din valoarea producției globale agroalimentare a României, reprezintă în jur de 22%. Deci acest deficit de la 22% la 56-57% este cel care ne creează aceste foarte mari probleme. Apoi disfuncționalitățile foarte mari la ceea ce a însemnat susținerea crescătorilor de animale, și aici vreau să fac o precizare pe care am mai făcut-o în ultimele zile. Noi ne ocupăm de fapt în politicile agricole de circa 40% din potențialul României, 60% rămâne totdeauna fără un sprijin oarecare, zice acei producători mai mici sau mijlocii, cărora practic nu i s-a dat atenția necesară de-a lungul anilor, cu foarte, foarte mici excepții. Scumpiri au fost și la ouă, iar țara noastră deține și de această dată o poziție de top în ceea ce privește prețul la raft. Spre comparație, în timp ce în Germania sau Austria au fost creșteri de 18-19% în ultimul an, la noi au fost de 33%, deși media la nivelul Uniunii Europene a fost de 30%. Și oare vom reuși să ajungem și noi în rândul țărilor dezvoltate cu un trai decent? Desigur, există nenumărate explicații pentru care am ajuns să avem cele mai mici salarii la nivelul Uniunii Europene și să plătim cele mai scumpe alimente. Dar cu adevărat avem nevoie de măsuri care să ofere o putere de cumpărare și prin care să fie încurajată dezvoltarea producției agroalimentare. Organizațiile profesionale de producători au un cuvânt de greu de spus și pe importuri și pe exporturi. Lasă deoparte că pe importuri sunt instituții ale statului care nu-și fac datoria corespunzătoare și nu de puține ori aducem produse de proastă calitate și la costuri foarte mari.